Unii cu vaccinarea, alții cu ignoranța. Cam așa se poate spune după acțiunile desfășurate în weekend de forțele de ordine privind respectarea măsurilor de protecție împotriva îmbolnăvirii de coronavirus. La Slatina, oamenii legii au întrerupt o petrecere privată la care participau numai puțin de 50 de persoane. Patronul a fost amendat, iar o parte dintre invitați au fost trimiși acasă. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au constatat faptul că în incinta unui restaurant era organizată o petrecere la care participau aproximativ 50 de persoane. Organizatorul evenimentului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei. Oamenii legii au făcut controle și la terase, una dintre locații fiind plină de oameni înghesuiți la mese. Pentru încălcarea măsurilor impuse de autorități, administratorul a fost sancționat cu 2.500 de lei. Verificări au avut loc și în trafic, atât ziua cât și noaptea, după ora 23. Deși pare incredibil, după aproape un an de pandemie din cauza virusului SARS-CoV-2, sunt încă mulți care nu poartă mască de protecție, chiar dacă măsura este una obligatorie. Au fost verificate și legitimate aproximativ 1400 de persoane, 80 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate, precum și peste 40 de mijloace de transport. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate peste 120 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nepurtarea măștii de protecție. Controlele oamenilor legii continuă, iar autoritățile fac apel la toți oamenii să respecte regulile de protecție individuală și distanțare.